În ultima vreme am constatat faptul că mulți conducători auto opresc, staționează sau chiar parchează autovehiculele pe carosabil și chiar în intersecții de străzi. Datorită acestui fapt, am întreprins acțiuni specifice și numai astăzi, într-un timp relativ scurt, au fost aplicate pe o singură stradă 16 sancțiuni contravenționale pentru oprire interzisă, constând în două puncte amendă și două puncte penalizare.